Bună dimineața, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi, oameni buni, facem o mică prezentare a tractorului. Sunt puțin răgușit, dar asta este. L-am pus deja la un fel de mini conservare. Am pus aici pe ăsta el să nu-l plouă, să nu-l ningă, să nu-l bată vântul. Am luat girofarul de deasupra, l-am pus în cabină. Așa. Ăsta este tractorul. Mă, și bulbii, nu mai știu să vorbesc. E dimineață și tocmai ce m-am trezit și, da? Aici am pus foarte frumos pe eșapament pentru că am dat țeava jos. Ca să pun treaba asta. Și la sfatul unora dintre voi am dat țeava jos. Așa, aici este alternatorul peste care am pus această tabliță să nu ploaie pe el. Mă rog, nu prea are cum să ploaie, în fine. Acolo jos e cardanul pe care am pus un cauciuc. Aici pe ăsta capot am pus tabla asta, foarte frumos. Aici pe ăsta electromotor pentru că îmi curge din pompa de motorină. Din păcate, motorină trebuie să o desfac, să o schimb, însă momentan nu am timp, timpul necesar. Am timpul necesar pentru că sunt ocupat și cu școala și cu învățat și cu teze și cu teste și așa mai departe. Aici avem o aerisire. Așa. Ăsta e geamul. Și o să vreau și inimitați interiorul. Cauciucurile sunt originale de vreo 20 de ani. Nu au fost schimbate cam de pe atunci. De când bunicul meu a segmentat motorul și l-au refăcut complet de la zero. Motorul, din păcate, are mici pierderi de ulei pe la garnituri și pe la, pe la simeringurile de la supape. Filtrul de ulei care tocmai ce l-am schimbat în vară. Uleiul l-am schimbat tot în vară. După ce am terminat cu crăpatul de lemne și cu băgatul de lemne. Așa, are stopuri rotunde pe parte și pe alta. Aici mai are un far. Așa, aici e cu instalația cu tiranții care m-au omorât în timp ce am arat cu reglajele plugului, care nici cum nu le-am dat de capăt. Așa. Farurile pe față sunt tot așa rotunde și cu stop și semnalizare. Sunt tot, doamne, cu poziții, cu fază lungă, fază scurtă și semnalizare. Așa, am și cârlig în față. Am dublă tracțiune. Din păcate n-am servo, dar îmi convine mai mult așa decât cu servo și cu toate furtunele alea pe acolo împrăștiate și așa. Na, ce să vă mai arăt altceva? Pe exterior. Oglinda asta săraca, da, trebuie să văd ce să mai fac cu ea pentru că e luată de alt undeva oglinda, nu e oglinda, e originală. Ușa săraca, din păcate, doar așa se mai deschide, trebuie să tragi de-a în jos. Așa. Și, na, cam asta e treaba. M-am gândit să fac un exterior interior, dar o să fac un exterior interior într-un singur videoclip. Cam așa se prezintă pe la interior. O să ne urcăm acum puțin în el, ca să vedeți și voi cam ce e pe aici. Știu că m-am contrazis cu foarte mulți oameni cu treptele de viteză. E bine, astăzi o să vă arăt care e treaba cu vitezele la 4-4-5 și care e faza. Există două feluri de cutii de viteză, cum ar veni. Cu o manetă și cu două manete. La aia cu o manetă, adică cum am eu, vitezele sunt așa. Aici avem punctul mort inferior și dacă trag în jos, aici avem punctul mort superior. Ce înseamnă treaba asta? Adică, practic, avem două puncte moarte în cutie, în care maneta are două poziții în care cutia rămâne pe liber. Da? În momentul în care las în punctul mort inferior de sus și trag în stânga și apoi în jos, am cuplat, practic, a întâia. Dacă ridic în sus și dau în dreapta și apoi iar în sus, am cuplat a doua. Dacă trag până tare de jos, am cuplat a treia. Scoatem din nou pe liber și dacă trag în stânga și apoi împing în sus, practic am cuplat marșalier. Da? Astea practic sunt vitezele la mic. Dacă trag în jos și cuplez punctul mort superior, trag în stânga și apoi în jos, am cuplat practic a întâia la mare sau, cum zic eu, a patra. Dacă ridic în sus
dau în dreapta și apoi iar în sus, am cuplat practic a cincea. Și dacă trag jos de tot, practic e a treia la mare sau, cum zic eu, a șasea. Și în ultimul rând mai avem o viteză, dacă dau în stânga și apoi în sus, mașalieră la mare sau R2 sau cum vreți voi să ziceți. Cam astea sunt vitezele la 4-4-5, la varianta cu o manete. Și la aia cu două manete, practic ai exact ce am eu aici la punctul mort inferior, dar încă o manetă care cuplează practic la mic și la mare, ca un fel de reductor, cum ar veni, dacă ar fi să-i zic așa. După care avem comenzile simple, cum ar fi contact, poziții, fază lungă, fază scurtă, așa, și în partea asta, dacă dau, mi se pare că s-a prinde becul din spate și mai, mă rog, cam e tot contact, dar nu mai știu exact sigur care era chestia, mă rog, niciodată n-am folosit. Aici avem semnalizarea stânga, semnalizarea dreapta, demarorul de pornire, așa, accelerație la mână, aici avem priza, unde bagă girofarul, așa. Am aici ceasul de presiune de la ulei, aici martorul de încărcare care se aprinde când pun contactul, dar momentan am dat jos bateria și n-are cum să se aprindă. Aici e martorul de semnalizare, pe aici niște ceasuri care nu prea mai merg ele, din păcate, pentru că și-au băgat nasul bunicul meu acum ceva timp, nasul pe un bord și nu prea mai merg. Asta este. Ambreiaj, frână, aici jos e accelerația. Asta micuță de aici. Așa, aici avem frână de mână care trebuie trasă ca lumea ca să țină. Așa. Aici avem manetă de cuplat fața sau tracțiune integrală, cum vreți, dacă vreți să-i spuneți așa. Așa e pe așa merge doar roțile din spate și așa merg toate roțile. Așa, aici avem priza din spate care are două poziții, cuplat mereu. Și mai are o poziție în care cuplezi. Stați un pic. Și mai are poziția asta în care dacă tragi așa, practic cuplezi doar în momentul în care cuplezi practic de la cutie, nu cuplezi de la, pentru că are două roți. Are două roți dințate. Și dacă trag așa, practic cuplezi direct de la cutie la priză. Și dacă trag așa, cuplezi de la o altă zi, de la un ax, alt ax separat. Și practic n-am treabă cu ambreiajul. Dacă cuplez așa și motorul se învârte, dar eu apăs ambreiajul, priza din spate nu se mai învârte. Dar dacă eu trag așa, practic cuplez la priza aia separată care vine direct de la ambreiaj până în spate și nu mai are treabă cu cutia de viteze și dacă apăs ambreiajul, la mine tot se învârte. Deci cam asta e chestia cu maneta asta. După care am maneta care ridică și coboară tiranții. Asta e. Așa. Și mai am aici maneta de la hidraulic, care bagă presiune în hidraulic, în spate, la pompă, în momentul în care vrem să ridicăm sau să coborâm discul. Da, cam asta este pe aici. Mai am și maneta asta aici, care dau cu apăs, dacă o vedeți, asta de aici, asta, care dau cu apăs, cuplează sateliții, practic, așa. Și în rest, nu știu ce alte manete mai am pe aici. Din ce țin eu minte, cam astea sunt în mare parte. M-a mai întrebat cineva de unde schimb uleiul la cutia de viteză. E bine, dacă nu mă înșel, este pe aici undeva o jojă, dar nu mai țin eu minte. Uite aici, este o jojă. Uite aici, este jojă. Dar trebuie să trag frâna de mână, mi se pare. Și dacă trag de ea, uite, exact pe aici se bagă, dacă puteți vedea, pe aici e joja și pe aici se bagă ulei în cutie de viteze. Da, cam asta ar fi cu această prezentare. Hai să ne coborăm și noi jos. Așa, cam asta e. M-am mai pus aici, pus eu custom, un robinet care închide și deschide motorina, ca să nu-mi curgă pe la pompă. Și da, cam asta este cu prezentarea tractorașului. Așa. În rest, da, cam atât ar fi. Dacă aveți sugestii ce aș putea să mai îmbunătățesc la el, puteți să lăsați în rubrica de comentarii.
Dacă v-a plăcut, să apăsați și voi pe butonul de like. Să vă abonați la canal, dacă mai vreți să mai vedeți videoclipuri cu UTB-ul sau cu alte tractoare, pentru că mai am videoclipuri și cu alte tractoare. Eu am fost Emi și noi desigur ne vedem data viitoare. Salutare, pa, pa!